Să rămână. Asta ca să vă arăt că n-am băut prea mult. Să rămână la toți bărbații care au fost inteligenți și au venit la spectacol cu nevestele altora. Care ați venit cu ale voastre, dormiți la noapte la perete. Am să vă cânt pentru că sunt foarte fericit, de fapt nu numai eu. Românii, în general, sunt fericiți când vine primăvara. Apar ghiocei, loboda, urzicile. Avem ce să mâncăm? Eu am o săptămână de când mănânc urzici, ieri m-am tăiat la deget și în loc de sânge a curs clorofilă. Melodia mea începe așa, trebuie să dați din palme că n-am CD de la... Haideți! Aduceți-vă aminte de Ceaușescu. Și cum băteți în palme acum? Cum ne conduc ăștia? Trebuie ritm. Tam, 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 tam. Am băut și-am să mai beau. Ai, diri, diri, dam, daira. Până-mi face matul, miau, măi. Tam, diri, diri, dam, daira. Și stomacul cu curigo, tararai, lam, diri, diri, dam, să mă duc acasă cu dricu. Pe cuvântul meu, dacă nu e mai ieftin o mormântare decât facturile la gaz și curent. Unde dracu' ne vor duce ăștia? Ce că Iohannis și cu Cățu, că-ți prieten la cataramă, s-au întâlnit între ei la o macheală și zice Iohannis, bă, tu crezi că ăștia românii ne mai iubesc? Nu știu, bă, Iohannis. Mă, cum am putea să ne dăm seama, bă? Zice foarte simplu. Scoatem timbre cu noi. Și au scos timbre cu ei. Le băgăm pe poștă și după o lună de zile ne ducem la poștă și vedem câte timbre s-au vândut. Au scos timbrele, după o lună s-a dus Câțul la poștă. Timbre cu mine și cu Iohannis aveți? Poștărița, da. Se vând? Nu. De ce nu se vândă? De ce nu se vând? Pentru că nu se lipesc, domnul Câțu. Nu se lipesc? Dă un timbru încoace și un plic. Ia timbru, plicul, trage un scuipa pe el, îl pune pe plic și zi arată. Uite-vă că s-a lipit. La care poștărița zice, hai dracu, acum mi-a dat o seama de ce nu se lipesc. Toată lumea scuipă pe partea elaltă. Mai cu verbă, mai cu verbă. Mai. Mi-aduc aminte de anul trecut, am să vă povestesc că mi s-a întâmplat foarte mult anul trecut. Mai e un pic, ori să vină nouă și ziua noastră, 44 de pahare, al dracu dacă le las. Al dracu dacă le las. Nu știu la al câtelea pahar m-a făcut tata, dar nu contează. Pormă o să vină Paștele, cotine dintr-o sărbătoare în alta. Anul trecut de Paște mi-am bătut frigiderul de foame. Bă, frate meu, mă chesc. Dacă nu beau, nu mai ia liftul. M-am dus la farmacie, mi-a luat două sticle de coniac Crucea Roșie, prima sticlă am băgat-o în dozator Bucuria Mațelor, hai acasă, mi s-a făcut foame. Deschid ușa la frigider, mi-arunc ochii în el și în el nimeni. Zic, fire al dracu să fii, te-am de 25 de ani și nu știi să faci decât frig? Un cârnat, o brânză, nimic nu faci? L-am bătut de l-am zăpăcit, dimineața i-am tăiat conductele, am băut amoniacul, în timp ce o băteam frigiderul, vecinul tăia mielul. De unde și-a luat miel? De la second hand. L-a luat cu defecte că l-a luat mai ieftin. L-am întrebat după Paște, ce defecte a avut Vasile mielul ăla? Zice, nu, și-l lua la dracu, dar până să-l tai, mi-a lătrat tot o noapte în balcon. Doamne,
Sunt curios ce rasă o fi fost. Maidanez în niciun caz. O să vină căldura. Mai e un pic. O să ne ardă Dumnezeu cum ne arde în fiecare vară. Ne bagă la clocotit. O să fie căldură în București ăsta. Anul trecut, când au început 40 de grade, era atât de cald încât bătăturile în pantofi se făceau popcorn. Ba, o căldură, a avut la o petrecere. La mine pe stradă, macheală, băutură și știi cum e la noi. Vă învăț un lucru și pe cuvânt dacă mă contraziceți. Unde-i de băut și vedeți pe aia că dansează ore și chestii de genul ăsta, intrați și beți liniștiți. Nimeni nu vă întreabă, al cui ești tu, bă? Ce caute aici? Intri, vorba lui ăla, unde beau 5, mai bea 7. A luat o cană, am turnat, am umplut-o, am băut-o, mi-am pus-o pe a doua, trece unul pe lângă mine. Și zic, trăiască mireasa. Și puf, mă trezesc cu un pumn în ochi. Și zice, băi, băule, nu e nuntă, e mormântare. E mormântare? Cu hore, cu dansuri? Da. Vecinul o îngroapă pe soacră asta. Vă dați seama cât ai iubit-o dacă ai scris pe colivă la mulți ani? M-am îmbetat atât de rău, eu stau aici, aproape de Gara de Nord, încât n-am știut mijlocul de transport pe care l-a luat. În loc să iau tramvaiul, a luat un tren. M-am urcat eu în tren, mi-aduc aminte ca așa cum. Am plecat marți, am ajuns marți. Iohannis vorbește repede. Trenul aer condiționat, că spărțese lumea geamurile. Le-am spus bancuri, mai m-au cinstit, m-a luat somnul. Am adormit, când stăteam eu pe șezut așa și dormeam, vine unul la mine, îmi dă una în inversul feței și îmi zice, scoală. Mă uit la el și îl întreb, ce? El, scoală. Mă, am înțeles, dar ce? Și el zice, pe tine. Mă, nebunule, am învățat la anatomie că să scoală diverse părți ale corpului, dar să mă scol pe mine n-am auzit. Zice, scoală că dau un clește în gură, zic, nu mă lovi. Nu mă lovi că mă ridic. Mă, fraților, când mă gândeam eu așa cum să mă ridic, să fac să mă ridic, mi-a trecut pe minte o reclamă care o dau așa când și când la televizor, cu ăla care zice, sunt cetățean european și am drepturi. M-a ridicat în picioare și i-am zis, cine ești tu, mă, îmi zici mie, ridică-te, scoală, ce dracu zice acolo. Cine ești tu? Tu știi că sunt cetățean european și am drepturi? Cine ești tu? Și el zice, nașu. Nașu? Nașu cui? El zice, nașu trenului. Ia-l, dracu, cât bani ai avut, ei curunat pe tot? Zice, așteptam. Nu mi-am ilogez, dar așteptam. Și zice, coboară că stau în clește în gurea. Era vara anului trecut, mi-aduc aminte că așa. Am coborât și ajunsesem într-o stațiune care se cheamă Momâia. Deci ei zice așa, palmiere afară, mămâile pe plajă. A luat eu o bericioaică, mă plimbam pe farleză să mă bată vântul în freză și priveam lumea. Prima oară când am văzut Marea Neagră. Învățasem eu la biologie de ea, dar nu știam. Când am văzut toată apa aia, zic, Doamne, s-a spart vă conducta. Vine unul la mine care cred că mă cunoștea, că mi-a zis pe nume. La ce te uiți, măi, băule? Zic, mă uit la gârla asta. Și el zice, nu e gârlă, e Marea Neagră, marea noastră. M-am trezit din băutură când am aflat că încă mai e a noastră. Bateți voi din palme, dar cât bateți din palme, ăștia o vând. Ai dracu dacă nu o care cu cana. O să rămână în câțiva ani de zile numai nisipul? Cu muierile din ziua de astăzi beau mai mult decât bărbații? O să ducă muiera după noapte de macheală să răcorească, o să sară, o să rămână înfiptă în cap în nisip și turcii de-abia așteaptă poziția aia.
mă plimbam eu pe farletă să mă bată vântul în freză. Priveam, dacă mergeți vara asta la mare, că aveți lovele, nu puteți să ziceți că nu, că ați venit la spectacol. Vă duceți la mare, vorbesc cu muierile. Cele mai simpatice ființe de pe plajă, bărbați. Să vă uitați la picioarele bărbaților. Unul mai crăcăna, mai strâm ca altul. Sunt unii, nici nu zici că au picioare. Macaroane cu păr. Stă mărarul pe macaroane, nici în piață pe tarabe n-am văzut. A trecut unul pe lângă mine, n-avea macaroane, tăiței. I-a zis, nu te opri, că te înfici în plajă. Hai, du-te, du-te. Noi ca noi, dar voi mările v-a sunat total. Să nu se mai poarte sutiene. Și culmea că nu alea tinere, alea trecute de 40 de ani, 50 de ani. Te uiți la ele, le zic femei îndrăznețe, pentru că marea majoritate sunt foarte, foarte țanțoșă. Era una să chinea să ridice după cearceaf. Și a zis cu atenție, doamnă, să nu călcați pe ele. Și mi-a zis, bețivule. I-a zis, da, fă, eu dacă nu beau două zile, pot să stau drept. Pe când ale tale pot să le cânt prohodul. A lăsat-o în pace, nu te pui la gura muierii. Mă plimbam așa, bă, o văd pe una cu unul. Așa este blondul cu brunetul, plusul cu minusul, cum se aleg între ei la iubiri. Iubirea e oarbă. Era unul cu una. Domne, ea, zicea că e din Neckerman fugită. După podiumul de moda l-a botezat. Avea un mijlocel, tras printr-un tunel. Ce să mai lălăbăști? Și cum era Batista subea, ăsta cerceaful subea, zice că stă pe Batista. Bărbasul Schwarzenegger, 1,5 meters. Cât ăla care cântă manele, Adrian Copilul, care s-a născut și a rămas așa. O dădea pe umflată cu alifie. Cu ce credeți că o dădea? Cu trafaletul. Pe cuvânt, lua trafaletul, băga în găleată și dă-i pe umflată. Bă, număr eu gălețile! Vă, 6 găleți! Zic, mă, tâmpitule, cât ai dat pe asta, zucrăne un apartament cu 3 camere. Dar dacă nu e dragoste, te dau cu alivie. Am lăsat în pace. Merg eu pe valetă, mi-a luat o bere și dau peste unul. Atât avea magazia de alimente. Ziceai că s-a spart conducta cu umflați. Sfărăia umflatul, tremurau umbrelele pe plajă. Lângă el un copil lingea o înghețată. Trage o limbă, două, se împiedică de cearceaf, sare înghețata. Puf, direct l-a umflat pe noptieră. Ăla s-a trezit din somn și a făcut... Mamă, 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 mamă. Înghețata de cacao. Am uitat să vă zic. Când a văzut cât a mai cacao pe noptieră, a luat-o cu scârbă, a aruncat-o, s-a uitat în aer și a zis, firea ta-i dracu de pescăruș. Parcă mațe nu aveți, aveți frigidere. Ei, vorba lui Băsescu, lui Tamponatu, vara nu-i ca iarna.